Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citim câteva versete din cartea 1 Samuel, capitolul 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglag. Ei nimiciseră și arseseră Țiglagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâse pe nimeni, dar luase totuși plecară. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luați prinși. Atunci David și poporul care era cu ei au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste a lui David, Ahinoab din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu astea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și voi izbăvi totul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem împreună în casa de rugăciune. Eu am fost mai des pe la dumneavoastră, de aceea mi-am propus să-și vorbesc mai scurt în ziua de astăzi. Inițial mă gândeam să vorbesc din una, dimineața îi spuneam fratele Radu, am să predic din una din pildele Domnului. Dar de dimineață la timpul de rugăciune s-a tot vorbit de David, de felul în care David a știut să biruiască răul prin bine, de necazurile lui David. Acum Domnul la timpul de rugăciune aceasta arăta că și aici între voi sunt cumtoare, adică necazuri, încercări. Și din pasajul citit eu am ales versetul 6 în care Biblia spune așa, David a fost în mare strâmtorare. Ce înseamnă strâmtorare? Înseamnă necaz. Înseamnă că ești într-o situație dificilă. Înseamnă o durere. Și eu m-am gândit de multe ori ca unul care am trecut prin necazuri și dureri, ca unul care am trecut prin momente de mare strâmtorare, mi-am pus și eu o întrebare, de ce Domnul îngăduie strâmtorare în viața copiilor săi? Suntem pocăiți, născut, a treia generație de pocăiți, nu am fi noi desăvârșiți, dar ne păzim de păcat, slujim pe Dumnezeu cu o inimă curată, familie pocăită, credincioasă, copii în adunare, implicați ca și dumneavoastră, botezați cu Duhul Sfânt. Și totuși avem atâtea necazuri și de multe ori ne aflăm în strâmtorare. Și atunci am încercat să găsesc în Scriptură un rost al acestor strâmtorări. Un răspuns de ce Domnul îngăduie în viața lui David strâmtorare și în viața noastră. Și am găsit câteva posibile răspunsuri. Eu le-am luat pentru mine. În primul rând, Domnul îngăduie strâmtorare în viața noastră din pricina neatențiilor noastre, a greșelilor noastre. David a ajuns într-o mare strâmtorare. Nu știu cum era manifestarea războinicilor. 600 de oameni care purtau sabia, oameni deprinși cu războiul, erau așa într-o strâmtorare că au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Dar David, în cazul de față, avea greșelile lui. El a plecat la un război care nu era al lui. În război el a plecat de partea cealaltă a baricadei, apărând capul lui Achiș, împăratul Gadului. Filistenii porneau
război împotriva evreilor. David lupta pentru filisteni. Așa au plecat la război. Eu mă gândeam ce avea să facă David când pe câmpul de luptă se da față în față cu Ionatan, fratele lui. Știți că de multe ori noi trecem prin necazuri sau Domnul îngăduie strâmtorare în viața noastră din pricina greșelilor noastre, chiar a păcatelor noastre. Dacă strâmtorare înseamnă boală, de foarte multe ori noi ne îmbolnăvim din pricina noastră. Bine, boala are cauze diferite. Una din ele este păcatul, nu? Ioan 5:14, vede cât i-a făcut sănătos să nu mai păcătuiesc, să nu se întâmplă ceva mai rău. 1 Corinteni 1:30, din pricina aceasta sunt între voi bolnavi. În momentul în care noi păcătuim, poate Domnul să îngăduie boală din pricina păcatului. Nu întotdeauna. Ioan 9, nu, Iov 2:7, nu, în alte situații. Dar odată poate fi din cauza, sau Dumnezeu o pus în noi, când ne-o construi niște legi naturale puse în noi. Sfidarea acestor legi, când nu ținem cont de conceptul de păstrare a sănătății, noi avem o sănătate care trebuie să ne-o păstrăm. Noi sfidăm legile lui Dumnezeu și atunci ne îmbolnăvim, pentru că am greșit. Dacă necaz în familie înseamnă copii neascultători, întrebarea mea, eu ca tată, unde am greșit? Despre Adonia, când s-a sumețit și a vrut să se facă împănat, e acolo un amănunt, spune, că de altfel tatăl său David nu i-a spus niciodată în viața lui, fiul meu, pentru ce faci lucrurile astea? Când iubești copiii atât de mult că îi idolatrizezi și nu vrei să îi disciplinezi, atunci nu cumva e o greșeală ta și greșeala ta asta te va duce într-o strâmtorare mai târziu, conflicte de familie. Asta e necazul, nu? Odată a venit cineva la mine de la sute de kilometri, un frate, tata 14 copii, prezbiter, și spune, uite, am venit cu fata mea, stai de vorbă cu ea, e în depresie, măi, fată, ce s-a întâmplat, mă? Ce ai pățit? Frate Dragoș, căsătorit cu 6 copii, bărbatul m-a lăsat și sunt singur. Ei, a stat de vorbă cu ea, dar printre alte am întrebat-o, n-ai nimic să-ți reproșezi? Bun, el e rău, e nipocăit. Zic, frate Dragoș, dacă ar mai fi încă o dată să iau viața, multe lucruri le-a schimbat, nu le-aș face cum le-am făcut. Nu că n-am nimic, am multe lucruri acum, după ce m-a părăsit, după ce am plâns, după ce am căzut în depresie, după ce am făcut și eu o situație, măi, partea mea de vinicare și am văzut că am multă vinovăție. Dar de ce să înfăptuim anumite greșeli și Domnul să trebuiască să lasă necaz în viața noastră? Aici David a ajuns în strâmtorare printr-o greșeală a lui. Purta un război care nu era lui, n-avea ce căuta acolo și noi să fim atenți, fraților. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai îngăduie Domnul strâmtorare în viața noastră ca o testare a credincioșiei noastre. Face Pavel o afirmație în Romani 8 foarte îndrăzneață. Și spune, pe noi nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nu? Și îl întreabă, cine ne va despărți? Romani 8:35, în enumerarea aceea spune, necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau primejdea, sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau sabia. El spune, strâmtorarea nu poate să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos. Ei, și atunci Dumnezeu îngăduie strâmtorare în viața mea, tocmai ca un examen al credincioșiei mele. Ce faci tu când treci prin necaz, când ești în strâmtorare? Te desparte necazul ăla de dragostea lui Hristos? Când ești bolnav? Iov spunea la om, noi predicăm frumos de Iov și ușor, dar să scoți tu, să dai faliment în lucrurile materiale, să scoți 10 sicrii din casă, nevasta să nu te mai înțeleagă, să te învețe greșit raportarea ta față de Dumnezeu,
Să stai pe o grămadă de cenușă scărpinându-te cu un ciob. Și eu spune, chiar dacă n-aș mai avea carne și n-aș mai avea piele, eu știu că ochiul meu îl va vedea pe Dumnezeu și El mi se va arăta binevoitor. Ochiul meu îl va vedea și nu ai altuia. Eu vei avea credința asta, măi, îți bolnav, îți în strâmtorare, dar rămân prieten cu Dumnezeu, eu nu renunț la dragostea lui Hristos. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin. Habacuc spunea în 3:17, într-un faliment material total, da? Chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu va da rodul, va lipsi rodul măslinului și a câmpiilor, vor pieri oile în staul și boi în grajd, eu tot mă voi bucura în Domnul. Că bucuria mea nu e legată de lucrurile materiale, relația mea cu Dumnezeu nu e dată de starea mea de sănătate, nu, nu. Chiar dacă astea nu sunt, eu tot mă bucur în Domnul. Asta înseamnă credincioșie. Și Domnul îngăduie strâmtorare în casa ta și să mai aprinde un cuptor în casa ta ca să vadă ce faci tu în cuptorul ăsta. Te va despărți ceva de dragostea lui Hristos? Daniel 3 acolo spune, Hanania, Mișael și Azaria împărate, asupra celor de mai spus n-avem nevoie să-ți răspundem. Dumnezeul nostru poate să ne scape din cuptorul tău și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Nu erau în strâmtorare, nu erau în necaz, nu erau în încercare, dar ei au spus, noi cu Jehova, cu Creatorul rămânem. Orice s-ar întâmpla, strâmtorarea e o testare a credincioșiei tale față de Dumnezeu. Privește așa. Când e o pedeapsă, hai să ne pocăim. Când e o testare a credincioșiei, hai să o înțelegem așa și atunci Dumnezeu ne va da biruință. Amin? Strâmtorarea e o ocazie binevenită de cercetare personală și de a te hotărâ pe calea pocăinței. Psalmul 66, versetul 13 și 14, omul lui Dumnezeu, după ce a scăpat de necazuri, versetul 14 spune, îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut la strâmtorare. Știți că în momentul când ești bolnav, să nu prea ești vizitat și ai vrea că bolnavul are timp. Sănătoși n-au timp, dar bolnavul are timp. Și trece o zi întreagă și nu vine nimeni la tine. Știi ce spui? Dacă dă Dumnezeu și mă fac sănătos, de acum să vizitez și eu bolnav. E o hotărâre, o strâmtorare și tu iei o hotărâre pentru asta, nu? Când treci pentru un necaz, când treci pentru o lipsă materială și cineva te ajută, spui, măi, dacă mă ajută Dumnezeu să scap de aici, să trec prin strâmtorarea asta, apoi și eu de acum eu hotărâri. Petroiul ăla sub care dormea Iacov în câmpia Luz, l-a uns Iacov cu un de lemn și a spus, dacă Domnul mă va întoarce înapoi în casa părinților mei, Doamne, tot ce-mi vei da, îți voi da ție. E un moment al juruințelor. Te duce Dumnezeu într-o vreme de strâmtorare și necaz, și te determină să iei noi hotărâri de pocăință. Hai să privim și așa. Și în al patrulea rând, e ceea ce spunea Duhul Sfânt prin lucrare. Spunea Filipeni, în cartea Filipeni, Pavel 4:14, dar Pavel spune mai înainte că era omul după darul, știți bine. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Când cineva e în strâmtorare, Domnul vrea să verifice alți frați, alte surori. Da? Când a murit Lazar din Betania, iudeii s-au dus să mângâie pe Marta și pe Maria. Dacă sunt două, trei mormântări și privechiuri și tu n-ai fost la niciunul, eu m-am bucurat de biletul de mulțumire, înseamnă că ați fost. Da? Dacă n-ai seri de priveche, n-ai cu cine cânta o cântare, că toți avem treabă. Sau îi frig afară, sau bate vântul, sau am altă problemă, atunci Domnul nu se uită la tine? Sau când cineva e bolnav și tu nu te duci pe la el? La noi a predicat un frate că în judecata viitoare, Matei 25, a fost bolnav și n-ați venit pe la mine. Nu a spus Domnul că n-ați venit să mă vindecați, nu are el pretenția asta,
N-a spus Domnul că n-ați venit să-mi aduceți prăjituri și sucuri, că n-aveam bani, Doamne. N-ați venit pe la mine, n-ați venit să mă vedeți, n-a. Când ați văzut ultimul bolnav la Oradea? Sunt bolnavi aici, că liste aveți mari. De toți copilașii, cei care ați afișat, îi știți, îi cunoașteți, știți a cui, știți ce probleme au? Când ați vorbit ultima dată cu dânsa? Pentru că Domnul îngăduie strâmtorare într-o casă, ca să vadă ce fac celelalte case. Într-o familie, să vadă ce fac celelalte familii. Și Pavel spunea, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Doamne ajută-ne, amin? Câteva răspunsuri am găsit eu. De ce Domnul îngăduie strâmtorare? 1. Poate fi dintr-o greșeală pe care am comis-o și Domnul vrea să mă corecteze. 2. Încearcă credincioșia mea față de Dumnezeu să vadă El ce fac în strâmtorare. 3. Aduce în viața mea momente de hotărâre și pocăință când fac noi juruințe înaintea lui Dumnezeu. Și 4. Testează reacția sau atitudinea celor din jur. Vă satisfac răspunsurile astea pentru cei care aveți necazuri? Pentru acei care treceți prin strâmtorare? Pentru că un alt gând îl aveam și am spus că predic puțin. Și foarte, foarte bolnav. Eu marți am fost operat, joi iarăși, spansat, nu mai spun ce am pățit la Oradea. Sau hai să spun. Am venit la Oradea cu o condiție, să-mi schimb bandajul, pansamentul. Fratele Sorin m-a dus la un spital privatizat, cel mai bun din Oradea. Când a venit ieri să-mi schimbi pansamentul, a venit cu... Am crezut că mă operează încă o dată pe inimă. Tot felul, multe, multe, de sus până jos. Zic, Doamne, dar ce faci cu mine? Nu, așa e regula la noi. Și mi-a schimbat pansamentul, până la hotel, o căzut jos. Nu spun cine, unde și cum. Al doilea gând care l-am legat de strâmtorare e atitudinea pe care o avem noi în strâmtorare. În Deuteronom, capitolul 4, versetul 30, Moise spunea că în strâmtorarea voastră v-ați întors la Domnul, ați căutat pe Domnul, pentru că în strâmtorare unii oameni aleg să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute, amin? Domnul îngăduie strâmtorări în viața noastră ca să ne apropie de El. Ne facem o cercetare, ne facem o verificare și alegem să ne pocăim. Avem cartea judecători, când generații de oameni parcurg parcă același itinerar, ați văzut dumneavoastră, se îndreaptă spre Dumnezeu, Dumnezeu îi dă belșug, le lasă pace în țară și în momentul binelui ei uită pe Dumnezeu. Aleargă la idolatrie, la Dumnezei străini, Domnul îngăduie cât un asupritor, îi asuprește în grea strâmtorare, chinuiește, iară strigă către Dumnezeu și se repetă de multe ori ciclul ăsta al apropierii și îndepărtării de Dumnezeu. Domnul îngăduie strâmtorare în viața noastră, și asta o spun din experiența casei mele și a mea, ca în aceste momente eu să iau hotărâri de pocăință. Doamne ajută! Dar poți să faci și altceva. 2 Cronici, capitolul 28, vorbește de împăratul Ahaz, versetul 22, spune așa: în strâmtorarea lui a păcătuit mai mult împotriva lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt așa de împetriți, în care ei nu simt asta, cercetarea, necazul, strâmtorarea, care o îngăduie Dumnezeu ca un fel în care Domnul îi determină la pocăință. Ei devin mai răi, mai păcătoși, mai împetriți. Dumnezeu să ne păzească să nu fim așa. Alții aleg în strâmtorarea lor, psalmul 107, are de 4 ori expresia: în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Psalmul 18, versetul 6: în strâmtorarea mea am strigat către Domnul. Iona, capitolul 2, versetul 1: atunci am strigat către Domnul. Recomandarea mea, când treceți prin necaz, când aveți o strâmtorare, aveți o problemă, o situație dificilă în viață, alergați la rugăciune. Povestiți-i Domnului necazul
Și Domnul este acela care ne înțelege, ne ajută, ne dă izbăvirea. Spune acolo cartea lui Iov, când necazurile astea se duc așa ca niște frunze, ca un pai purtat pe apă și nu se mai întoarce niciodată înapoi. Noi câteodată dramatizăm, câteodată trăim așa de intens clipile astea. Eu am trecut prin necazuri, odată eram așa de amărât, amărâtare, și m-am dus la fratele Octavian și el îmi spune, la începutul prieteniei noastre, măi, ce-ai pățit? Ce ești bolnav? Și eu îi spun, dacă aveam cancer, eram de 10 ori mai bucuros ca acum. Și el îmi spune, măi, tu nu știi ce vorbești, mă bag. Ei, acum am dat seama că nu știu ce vorbesc. Era un necaz, un conflict în în biserică, o neînțelegere cu frață, și eu spuneam că asta e mai grea decât cancerul, sunt tânăr și fără experiență. Mulți frați m-au întrebat, frate Dragoș, în anii de slujire, ai greșit? Oh, cât am greșit! Dacă aș mai trece încă o dată cu experiența asta, n-aș repeta, n-aș face unele greșeli. Dar am trecut prin necazuri, de multe ori. Am avut și necazuri încă nu m-am putut ruga odată, 3 zile nu m-am rugat deloc. Nu puteam, n-avem niciun duc de rugăciune. Și după 3 zile meditam, plângeam, gândeam, mă certam cu Dumnezeu, îmi ceream iertare. Și când m-am plecat pe genunchi, am spus, Doamne, spun așa ca Petru, tu toate le știi, ce să-ți mai spun? Și m-am ridicat. Ei, acum, privind în urmă, le văd ca niște copilării, am exagerat-o foarte tare, că nu, erau așa de mari necazurile. Eu v-am povestit poate dumneavoastră, eram cu trenul la Ilva Mică și așteptam să vină un tren din Ardeal. Aveam un conflict cu frații, eram păstor, comitetul, nu mă înțelegem cu dânsă. Și îi spun la fratele Iosif Rau, că asta am povestit de mai mult, de 30 de ani asta. Măi, n-aveți pe la Maier un vas de lucrare, un proroc să mă duc, dar nu știi că-s alb, că-s negru, că... Și el spune, băi, du-te la sora Cârcu, Ana, și acum mi-aduc aminte. Am ieșit la ocazie. Trecut una, două, trei, multe mașini cu viteză, trece unul, oprește și dă-vă 50 metri înapoi. Și eu întreb, nu vă spărați, mergeți până la Maieru? Zic că nu, merg până la St. George, hai cu mine până acolo și de acolo hai să mai iei tu o ocazie. M-am suit, cum arătam, nu știu, șoferul mâna și tot se uită la mine. Spune, domnule, dar ce necazuri ai? El nu i-a spus, da, asta mă... Și el nu vrei să-mi spui ce necazuri ai? Și eu zic, domnule, dacă spun cu ce m-a ajuns, mă tale știi ce e necaz? Și el se uită lung la mine și spui, uite, vieză salb. Eu m-am albit în 2 săptămâni, domnule. Și el mi-a povestit că băietul lui era unul din cei care au vrut să fugă cu vaporul. Și i-a prins și i-a aruncat căpitanul în apă. A fost atunci mediatizat tare și prin televiziune și prin presă. Spune, măi, eu am 8 copii. Și îl întreb, mă tale, ești în Giorzan, da, ești pocăit, da. Așa, domnule, și eu sunt pocăit. Spune, măi, am 8 copii, mă, ăla mai mare, eu fug în America, o spus, tata, dacă ajung acolo, eu vă ajut pe tăți. Și băiatul mi-l-a aruncat mâncare la pește, o pupat cipotele la căpitan și nu l-a iertat, i-a aruncat în apă. Crezi că știu cine e cazul? I-a spus, domnule, iartă-mă. Și după ce mi-a povestit el multe, el a spus, dar tu, frate, cine e cazul ai? Cum a avut o ceartă cu frate din adunare? El se uită la mine, spune, ăsta tău trece cu un suc, băi frate. Și ne-au dus în St. George, ne-au luat o umbrelă mare, ne-au cumpărat el un suc și am stat de vorbă, vă, 2 ceasuri, poate un ceas, 2, nu știu exact. Și mi-a povestit tot necazul lui. Când am plecat de acolo, am băi, mare necaza meu. Mi-a spus un frate să mă pocăiesc. Și eu nu mai putem, că am necazul, nu mai pot suporta. De multe ori exagerăm noi în necazurile noastre. Le vedem așa cu niște ochelari mari, avem niște temeri mari, dar nu sunt așa de mari necazuri. O cântare spune despre, Doamne, necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înturi întâi. Și spune că El le cântărește. În 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită peste puterile omenească. Că Dumnezeu care e credincios odată cu ispita, deci modul să ieșim din ea. Haideți să rămânem pocăiți, fraților. Haideți să ne rugăm Domnului și după ce trec necazurile să vedem că Dumnezeu a fost în control. Sunt aici să vă spun să nu vă temiți în necazuri. Nici în boală, nici în suferință, că Dumnezeu nostru ne poate scoate din cuptor. Dumnezeu ne poate scoate din necazuri, numai să rămânem credincioși. Amin? Ce fac oamenii în necazuri?
îl aleg pe Dumnezeu. David odată îi spune lui Natan, sunt într-o mare strâmtorare, 2 Samuel capitolul 24. După ce au făcut numărătoarea poporului și acum am de ales, dar dacă am de ales între Dumnezeu și oameni, îl aleg pe Dumnezeu. Să mă lovească Dumnezeu, că El e mai milos. Și în strâmtorare l-au ales pe Dumnezeu. Hai să rămânem în necazurile noastre lipiți de Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-l. Aș vrea să se vorbesc de cea mai mare strâmtorare. Dacă deschidem Scriptura, asta e Biblia, da? Pe aceeași deschidere a Scripturii, întâlnim doi oameni în strâmtorare. Am citit eu aici versetul 6, David a fost în mare strâmtorare. Pe partea asta lantă scrie așa, Samuel a zis lui Saul, pentru ce m-ai tulburat chemându-me? Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine. Nu mi-a răspuns. Doi oameni în necaz. Dar la unul Dumnezeu nu îi răspunde și la unul Dumnezeu îi răspunde. David a strigat, adă-mi efodul. Și a adus efodul. Doamne, să mă duc, du-te. Voi izbăvi, vei izbăvi. Saul strigă și el, Doamne, ce să fac? Și niciun răspuns. Cea mai mare strâmtorare e atunci când te-o părăsit Dumnezeu. Atunci când nu-ți mai vorbește Dumnezeu. Că dacă Domnul necază-i cu tine și te învață, încă-i bun. Dar când Domnul te-o lepădat și nu-ți mai vorbește, atunci e strâmtorare. În Zaharia 7:13 spune, când chemam eu, ei n-am vrut să răspundă. Acum mă cheamă ei și eu nu le răspund. N-ar fi bine să răspundem la chemarea lui Dumnezeu azi? Două căpetenii, doi oameni de talie mare se află în strâmtorare. Unuia nu-i răspunde Dumnezeu și la celălalt îi răspunde Dumnezeu. Ce învățăm noi de la ăștia doi oameni? Unu, ceva despre progresia păcatului. Saul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dar a început cu păcate mici. Atenție la păcatele mici. Detalii câteodată fac diferența. Ce e asta? Dar de când e păcat și asta? 1 Tesaloniceni 5:22 spune, feriți-vă de orice vi se pare că e rău. Măi, nu știu dacă e păcat, dar decât să fie mai bine evit. Frații mei de la Oradea, surorile mele, sunt atâtea lucruri, dacă am intrat în detalii, cred că nu mai veniți după amiază, da? În multe detalii din asta, de la ținută până la vorbire, până la naștere de copii, până la comportament în casă, bărbatul cu nevasta, sunt niște detalii care ni le permite, niște greșeli mici, dar ele nu rămân la stadiul ăla. Că aluatul dospește și crește și de la un păcat mic ajunge la un păcat mare. David ce-a făcut? Saul, o cruța niște berbecuți ca să-i ducă jertfă Domnului, asta a făcut, da? Nu a fost un imoral, Saul. Dar până la urmă a ajuns să aleagă 3.000 de oameni și să-l urmărească pe fratele lui, pe David. De la un păcat mic să ajunge la un păcat mare. N-am putea să stopăm și păcatele mici? N-am putea să ne oprim de la acele lucruri și nu știu, mă, e păcat. Dar ce păcat e, frate? Mă, dacă ți se pare că nu e bun, nu fă. Dumnezeu să ne ajute, amin? Mai înțelegem de aici un lucru. Cine nu are pace cu Dumnezeu, n-are pace nici cu oamenii lui Dumnezeu. De unde vrei pace între Saul și David, că Saul nu mai avea pace cu Dumnezeu? Un pic grijă la anturajă. Prieteniile rele strică obiceiurile bune, nu 1 Corinteni 15:33. Un pic grijă la anturajă, frații mei, că dacă ești în anturajă tare intimi cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și care n-au pace cu Dumnezeu, vei pierde și tu pacea cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Iehu, fiul lui Nimșe, că l-a întâlnit pe Ioram. Și Ioram a întrebat, pace? Iehu. Iehu îi spune, ce pace mai atâta vreme cât în țară domnesc curviile mamei tale? Dar același Iehu îl întâlnește pe Ionadab, fiul lui Recab. Și a spus, Ionadab, inima ta e tot atât de curată că e a mea? Da, este Iehu. I-a întins mâna, l-a luat în car, vino și vezi râvna pentru casa Domnului. Pentru că oamenii lui Dumnezeu trebuie să se împece.
Dar dacă tu n-ai pace cu Dumnezeu, tu trăiești în păcate, n-ai cum să ai pace cu alții. N-ai cum să ai pace cu surorile smerite din Oradea. N-ai cum să le vezi bine pe cele care trăiesc pocăința când tu ai alte gânduri și alte preocupări. Dumnezeu să ne dea pocăință. Și nu uitați că înzestrările native, talentele naturale care ne le-a dat Domnul, dacă nu sunt în pocăință, pot să ne aducă pierzare. Pe Saul îl recunoștea, era cu un cap, eu nu știu ce năltălăi erau acolo prin Israel, cât de mare erau aceia, dar știu că unul era mai înalt de la umăr în sus, ăsta era Saul, un om grozav, tare, puternic. Fără Dumnezeu, nu a făcut nicio ispravă. Absalom avea un păr, domne, el era preocupat de coafura lui, îl tundea odată pian, îl punea pe cântare, îl cântărea. Era nativ asta. Și cu părul ăla au rămas încălcit în crengele stejarului. Că de multe ori vocea ta, dacă nu o pui în folosul Domnului, ai să o pui în folosul diavolului, știi? De multe ori talentele tale, darurile tale native care le ai de la Dumnezeu, dacă nu le folosești prin Duhul Sfânt, prin pocăință și pentru Domnul, te duc la pierzare. Vorbeam odată cu cineva de o soră pocăită care cântă pe-o lume acum. Și vorbeam cu tatăl, spunea, păi eu de mică am dat-o la gimnastică, a fost prin cantonamente, după aceea am dat-o la școala de muzică, după aceea am dat-o la not, se dezvolte frumos, și i-am spus, numai bine ai pregătit-o pentru iad. E făcut tot ce se poate pregăti. Du-te în cantonamente cu valiza în mână prin toată Europa, dar nu mers cu surori, nu-a făcut stăruință acolo, nu? Eu nu sunt absurd, am copii acasă și la facultate și la școală generală și la liceu, că dă cu piciorul într-o minge, asta altceva. Dacă nu mă sună o soră, spune, frate Dragoș, a tău mergi în cantonament? Nu! Apoi eu n-am ce face, dar în clasa a patra. Păi dacă n-ai în clasa a patra ce face? Ce-i să faci la 20 de ani? Pentru că atât ați fi dragi, că în loc să-i aducem la adunare, vai, cumpăr minge, crampoane, îl dau la gimnastic, o dau la not, o dau și o pregătesc pentru iad. Talentele noastre native, dacă nu folosite prin Duhul Sfânt și pentru casa Domnului, pentru adunare, ne vor duce într-o zi unde l-a dus părul lui Absalom la moarte. Dumnezeu să ne dea pocăință. Vreau să vă spun un lucru. Ascultarea n-are înlocuitori. David a făcut greșeli mai mari decât Saul, așa moralicește vorbind. Dar nu-i văzut un loc în care David să primească un ordin de la Domnul și să-l asculte. Întocmai Saul n-a ascultat. Oameni buni, ascultați de Evanghelie, ascultați de frați. Nu înlocuiți ascultarea cu altceva. E drept, eu nu mă îmbrăc așa decent, dar dau bani, eu dau bani. Cui trebuie bani? Al Domnului este pământul, da? Eu nu prea ascult de frate, eu nu vin la adunare, eu mă duc și acolo, mă duc și dincolo, dar eu ajut, dau bani, ajut. Asta nu ajută, măi, oameni buni. Ascultarea n-are înlocuitori. Nu are cum. Noi trebuie să ascultăm de Scriptură, să ascultăm de Duhul Sfânt, să ascultăm de frații care sunt puși aici. Nu compensăm neascultarea prin alte lucruri. Doi oameni, două căpetenii, Saul și David. Amândoi sunt mari strâmtorare. Amândoi au plâns. Saul moare. Și la moartea lui se bucură vrășmașa. David câștigă victoria. Și la victoria lui se bucură prietenii și familia. Poate te afli în strâmtorare. Cum ai să ieși de acolo? Să dea Domnul să ieși biruitoare. Să dea Domnul să ieși ca un biruitor. Și să dea Domnul înțelepciune să înțelegem rostul necazului în viață, că neîncercat, spune un vers de cântare, ca să fii învingător îți trebuie luptă. Ca să ajungi sus în cerul minunat, neîncercat n-ai să ajungi niciodată, că și Iisus a fost încercat. Privește asta ca o îndurare a Domnului. Necazul, strâmtorarea în care te afli, ca un examen pe care trebuie să-l dai ca să promovezi, să fii mai aproape de Domnul. Și tot așa,
că împărăția lui Dumnezeu se intre prin multe necazuri, din necaz în necaz, cu bucurii printre ele, sfârșim alergarea și ajungem la Domnul acasă. Întrebarea era, cine sunt ăștia și de unde vin? Ei vin din necazul cel mare. Și dacă ei au fost în necaz, azi e rândul tău sau e rândul meu. Mâine o să fie rândul altul. Dar în necazurile astea, noi le terminăm cu Domnul, sfârșim cu bine, înțelegem rostul lor și îl binecuvântăm pe Domnul. Amin.